Dragi telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. În ultima perioadă, societatea românească a cunoscut o efervescentă dezbatere privind cardul național de asigurări de sănătate. În cadrul acestei dezbateri, unele voci au susținut promovarea acestui proiect, afirmând că el se încadrează în politica europeană de sănătate. Pe de altă parte, alte voci au contestat această inițiativă în baza unor aspecte problematice. Pentru a înțelege mai bine care este rolul acestui card de sănătate și care sunt implicările lui în societatea românească actuală, l-am invitat astăzi în emisiunea noastră pe domnul președinte Vasile Ciurca, directorul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Domnul președinte, bine ați venit în emisiunea noastră. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și pentru faptul că îmi dați posibilitatea să explic mai bine ce înseamnă cardul de sănătate și mai ales pentru faptul că televiziunea dumneavoastră are un număr considerabil de telespectatori și în special din mediul rural, unde să zicem că informațiile ajung ceva mai târziu sau mai greu. Așa că mulțumesc încă o dată pentru prilej. Și noi vă mulțumim că ați onorat invitația noastră și am dorit să începeți cu o scurtă prezentare a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Ce este această casă? Ce coordonează ea? Ce face ea? Ok. Sistemul de asigurări a debutat ca și discuție în 1997. În 98, spre sfârșit, a apărut prima lege a asigurărilor sociale de sănătate, prin ordonanța 145. Și apoi, de-a lungul vremii, au suferit această ordonanță o serie întreagă de modificări, până ajungând la legea 95, unde în titlul 8 se vorbește de asigurările sociale de sănătate. Este un principiu luat de la nemți, după sistemul Bismarck, dar i-am adus tot felul de îmbunătățiri, așa zise, încât a ieșit un sistem de asigurări românesc sau adaptat României, care este într-o continuă transformare. Bun. În toată lumea există un sistem de asigurări. Ce înseamnă un sistem de asigurări? Înseamnă că cetățenii contribuie cu un anume procent, cu o anume sumă la sănătate și apoi când au nevoie de servicii medicale, aceste servicii sunt decontate de către sistemul de asigurări. Sigur că în alte țări există și un asigurări private care sunt, pot fi complementare sau doar private. Și eu mi-aș dori să existe și în România asigurări private. De ce? Pentru că se împarte riscul financiar cu cineva, mai contribuie la sistemul de sănătate cu bani altcineva decât doar contribuabilul și pentru pacienți, pentru cetățeni este un plus atunci când au asigurări private de sănătate, anumite servicii care în momentul de față sunt cu o coplată sau pentru care trebuie să aștepți mai mult, aceste servicii sunt asigurate de către asiguratorii privați. Așa că îmi doresc să intre asiguratorii privați cât mai devreme. Ca o măsură complementară. Ca o măsură complementară, sigur. Și vă dau un exemplu banal. Dacă trebuie să-ți faci o investigație cu substanță de contrast, fără substanță de contrast, de multe ori substanța de contrast nu este decontată și trebuie să o plătească pacientul. Asta este doar un exemplu. În cazul asigurărilor private, această coplată ar fi preluată de aceste asigurări private. Sigur că și pentru asigurările private trebuie să contribui cu un anume procent sau cu anume sumă la asigurările de sănătate. Dar deocamdată, o contribuție în plus, sigur. Sunt cetățeni care își pot permite să plătească o procent în plus pentru a avea servicii de calitate, pentru a avea servicii atunci când și le doresc. Să explic puțin ca să nu se înțeleagă că dacă nu ai asigurări private nu primești servicii de calitate. Serviciile sunt de calitate sau sunt aceeași? De calitate pentru tine, în sensul că nu trebuie să scoți niște bani din buzunar la momentul efectuării serviciului. Având o asigurare, sigur că acele servicii sunt decontate. Bun, și ajungem
aproape de 2015, mai exact cu 7 ani în urmă a fost trecut prima dată în lege acest card de sănătate, pentru că în urmă cu 7 ani a fost semnată acceptanța pentru sistemul informatic. Sistemul informatic a devenit funcțional. Un sistem care a durat destul de mult până când a intrat în funcțiune. Și sigur că odată cu intrarea acestui sistem informatic, SIUI denumit, sau SIUI, știe toată lumea, sistem unic integrat a sistemelor de sănătate, era nevoie și de card. De ce era nevoie de card? Cardul nu face altceva decât să confirme calitatea de asigurat, deci dovedește faptul că ești contribuabil, că plătești asigurări de sănătate și confirmă data și locul unde primești acel serviciu medical. Deci, dacă eu am cardul și vin la dumneavoastră, care sunteți un furnizor de servicii medicale, furnizor de servicii medicale însemnând de la medicul de familie, în ambulatoriu, într-o clinică privată, spital, îngrijit la domiciliu și așa mai departe, vin cu cardul, trebuie să existe un cititor pentru acest card. În momentul în care cardul este introdus în cititor, rămâne amprenta de timp și loc. Timp. Deci, pentru orice unitate medicală unde pentru orice furnizor de servicii medicale, în momentul în care a fost introdus cardul, acea amprentă de timp și de loc rămâne acolo. Chiar dacă unitatea de management nu răspunde în acel moment, dar amprenta rămâne acolo. Și acel serviciu medical poate fi ridicat în sistem în decurs de 72 de ore. De ce 72 de ore? Pentru că se poate să te duci la o consultație la domiciliu. Nu te mai întorci la cabinet. Este vineri, urmează sâmbătă, duminică, zile libere și să poți ridica în sistem acel serviciu pentru că a fost efectuat și sigur că trebuie să fie și decontat. Adică în sensul de a fi înregistrat efectiv acea consultație. Sigur. Pentru că, așa cum am spus-o de mai multe ori, începând cu 1 mai, serviciile se decontează în baza cardului de sănătate. Am lăsat o perioadă de funcționare și fără card, pentru că o parte din cetățenii nu au intrat în posesia cardului, dar nu din vina lor, și atunci era normal să le putem asigura servicii medicale. Și intenționăm ca de la 1 august să funcționeze doar cardul. Acum, 1 august 2015. 2015, da. În câteva zile. În câteva zile, da. Așa este. Să vă spun puțin istoria cardului. Da, ar fi foarte interesant să ne spuneți cum a apărut această idee a cardului și mai ales ce conține el. Din câte ne-a spus dumneavoastră, acest card este o legitimație a cetățeanului. Istoria cardului ar fi următoarea. În 2007-2008 ne-am gândit că trebuie să existe o evidență foarte clară a serviciilor medicale, atât pentru cine sunt oferite, cât și cine le oferă. Bun, cum putem contabiliza aceste două informații? Decât printr-un instrument electronic la care să nu poată aduce nimeni vreo modificare. Dacă mă întorc la ceea ce vă spuneam mai devreme cu introducerea cardului în cititor, odată amprenta luată, nimeni nu mai poate modifica. Nici dumneavoastră ca furnizor, nici eu ca și administrator. Deci ea va ajunge în sistemul electronic, în sistemul integrat al casei, cu acele specificații. Da, până la introducerea cardului, cum se ține acest Până la introducerea cardului, la începutul fiecărei luni, se făcea o raportare a serviciilor din luna respectiv trecută, așa, în care orice furnizor de servicii ne spunea că a efectuat atâtea servicii medicale pentru un număr de asigurați cu datele lor. A, și noastră, nu aveți niciun acces să verificați dacă există în realitate acel număr de consultații sau nu? Foarte greu de verificat. Ar fi trebuit să mă duc acasă la pacient și să-l întreb. Ai fost la cabinetul X
în ziua de la ora și ți s-a 1 și 5 minute și ți s-a făcut cumva acest, ți s-a oferit acest serviciu medical, ceea ce era complicat. Ori pe baza cardului știm în fiecare moment ce serviciu medical este acordat și pentru cine este acordat. Acest card, scopul lui este, spuneam mai devreme, de a oferi servicii medicale doar pentru persoanele asigurate, pentru că poți să ai card, dar dacă nu ești plătitor de asigurări, cardul nu funcționează. Este ca și cardul bancar. Ai bani în cont, poți să-l folosești, n-ai bani în cont, nu poți să-l folosești. Adică în momentul în care cineva are un card de asigurări de sănătate și nu a plătit asigurări de sănătate, nu beneficiază sigur că nu. De servicii deci cardul, medicale. Cardul nu este funcțional. Și devine funcțional în momentul în care acea se persoană plătește asigurări. Acum, nu vreau să se înțeleagă că poți să folosești cardul la bancomat, pentru că au existat tot felul de hai să le zicem, mesaje pe internet, nu știu câți bani sunt în, pe card, merge și scoateți și așa mai departe. Nu, nu există. Acest card nu are decât nume, prenume, are un cod de identificare al persoanei, cod de identificare în sistemul informatic. Conține codul numeric personal, pentru că nu, aici era o problemă. Nu, nu. Deci nu există nu, codul numeric personal. Deci pe acest card nu există codul numeric personal. Și niciodată date care țin efectiv de identitatea. Nu, nu. Deci conține doar nume, prenume, acel cod de identificare în sistemul de asigurări și de un cod diferit de codul numeric personal, un cod sigur, pe care îl dă Casa Națională de Asigurări. Nu are nicio legătură cu codul numeric personal. Este doar un cod de identificare. Așa cum la bancă aveți un cod de identificare, așa există și în sistemul de asigurări. Un număr de cont, să spunem. Da, exact. E un cod format din multe cifre, n-are nicio legătură cu CNP-ul și nici nu îl puteți calcula dumneavoastră, dacă vreți. Și ce alte informații mai sunt pe acest card? Pentru că s-au vehiculat nu foarte multe teorii. Nu există nicio altă informație. Ca să existe o informație pe card, trebuie dumneavoastră să o doriți. Adică deci vă spuneam că nu pacientul, există. Dacă el vrea, se poate înscrie. Dacă pacientul dorește să-și treacă grupa sanguină, dacă dorește să-și treacă diverse alergii sau diverse boli, la medicul de familie se duce și spune vreau să îmi treceți pe card aceste informații și atunci acele informații sunt trecute pe card. Altfel nu există. Deci să o luăm practic. Iar pentru, numai o secundă. Pentru cei care doresc să doneze organe, nu este suficient să spună da, vreau să fiu donator de organe, trebuie să existe o declarație notarială. Da, o să ajungem și la partea asta, pentru că aici era un alt aspect foarte problematic. Dar vreau să vă întreb altceva. Din punct de vedere practic, pentru telespectatorii noștri, cum decurge această, să spunem, acțiune de preluare a cardului? Un cetățean este chemat la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate și preia cardul. Pe acel card, el nu are decât numele, prenumele, a spus dumneavoastră, și un cod personal da. Al lui. Nu, da. Un cod nu are legătură cu codul noastră. Celelalte date medicale pot fi înscrise doar dacă persoana respectivă dorește. Dorește și dacă și le cere expres. La, și o poate face doar la medicul de familie. Da, exact. Dar dacă el nu dorește ca datele... Dacă nu dorește să fie trecută vreo dată medicală pe card, atunci nici o dată medicală nu va exista pe card. În momentul în care introduci cardul în cititor, sigur că la acel furnizor de servicii îi apare. Dacă este persoană asigurată și de acolo încolo trebuie să introduci alte date ca să poți ajunge la dosarul lui electronic sau la fișa lui de pacient. Deci, dacă dumneavoastră pierdeți cardul și îl găsesc eu, de exemplu, mă duc cu el la un furnizor de servicii și vreau să obțin servicii medicale folosind un card care nu este al meu. Nu pot. Pentru că nu știu PIN-ul. Acest card are un PIN, ca și cel bancar, format din 4 cifre. PIN pe care și-l stabilește fiecare posesor de card. Deci, nu știu PIN-ul. În momentul în care am introdus cardul, încerc 2-3 variante de PIN, neștiindu-l, sigur, cardul se blochează în momentul în care... Și apare în sistem ca fiind blocat. Sigur, apare în sistem și noi îl vedem și se blochează și la furnizor. Deci nu poate fi folosit de altcineva. Să presupunem, prin absurd, că am nimerit PIN-ul dumneavoastră.
Da, gen o combinație 0-0-0-0, clasică, și o încerca și... Da, da, l-am nimerit. Așa. Ca și vârstă, nu corespunde. Ca și boli, nu corespunde. Ce deci, orice furnizor de servicii medicale își dă imediat seama că nu sunt eu acela. Dar, ce vreau să vă întreb, atunci când mergem la un furnizor de servicii de medicale și mergem, e suficient să mergem doar cu cardul de sănătate sau e nevoie și de un document de identitate? Trebuie doar cardul de sănătate. Tocmai asta am spus-o de foarte multe ori, că acest card elimină toate celelalte, așa zise, adeverințe. Că am plătit contribuția, că sunt angajat, că nu. În momentul în care cardul este funcțional, înseamnă că eu sunt plătitor de taxe, de asigurări. Și nu este coroborat și cu prezentarea actului de identitate, a cărții de identitate la medic? Nu. 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 Deci e independent. Sigur. Dar orice furnizor de servicii medicale poate să-ți ceară și buletinul dacă îi se pare că ceva este în neregulă. Tocmai asta vă gândeam, n-ar fi poate mai potrivit ca la prezentarea acestui card de sănătate să fie solicitată și prezentarea cărții de identitate, tocmai pentru a se evita prezentarea unei persoane cu cardul de sănătate al altei persoane. Acum, știți, orice sistem este făcut pentru oamenii de bună credință. Dacă ne gândim în continuu la cei care ne fură, la cei care vor să ne înșele, sigur că poate că nu sunt suficiente toate măsurile. Dar ce vreau să înțeleagă telespectatorii dumneavoastră este că acest card nu are niciodată medicală pe el, că acest card nu poate fi folosit de altcineva și acest card este funcțional atâta timp cât asigurările sunt plătite. Mai vreau să îi rog ceva pe telespectatorii dumneavoastră și anume să nu lase cardul în cabinetul niciunui furnizor de servicii medicale. Să că poate încărca cu diferite servicii. Sigur, dacă lasă acolo și bare și pinul scris pe un bilețel pe el, oricine îl poate folosi. Deci, tocmai de aia spun, să nu lase niciodată cardul într-un cabinet al unui furnizor de servicii medicale, pentru că acest card nu este transmisibil. Este absolut pentru persoana respectivă. Ce vreau să vă întreb, acest card de sănătate este limitat în timp, la un an, la da, 2 ani? Da, la 5 ani. A, 5 ani, deci da. O perioadă suficientă în care se poate dar schimba. Dar el poate fi prelungit, nu este niciun fel de problemă din acest punct de vedere. Mai mult decât atât, baza de date după care au fost inscripționate cardurile a fost luată cu ceva timp în urmă de la Direcția de Evidență Informatizată a Populației. În această perioadă, până când noi am început să le distribuim în septembrie trecut sau până în mai când a devenit obligatoriu, foarte multe persoane și-au schimbat fie locul de domiciliu, fie numele. Deci această bază de date este într-o continuă mișcare, nu este o dată fixă. De aceea au apărut și am distribuit carduri, adevărat că puține, dar trebuie să o recunoaștem, au fost la persoane care au decedat. Pentru că la momentul anului 2011, spre sfârșit, când a fost luată baza de date, probabil că acea persoană încă era în viață, probabil că în 2012-2013 a decedat și atunci noi nu aveam cum să știm sau să scoatem. Am încercat să eliminăm persoanele decedate sau cu datele schimbate înainte de a le distribui. Dar, așa cum spuneam, fiind o bază într-o continuă mișcare, nu am reușit această acțiune 100%. Procesul de distribuire acum în ce fază este? Că tocmai a început cam de demult. Deci cardurile au început să fie distribuite în septembrie anul trecut. 2014. Până spre sfârșitul lui noiembrie au fost distribuite într-o proporție de 95%, deci într-o proporție foarte mare. Și apoi cardurile care nu au fost distribuite, care nu au ajuns la cetățeni, s-au întors la casa de asigurări. Și la momentul respectiv era un număr de
aproximativ un 5% din numărul total de carduri și care pe parcurs au fost distribuite cetățenilor. În momentul de față, la casele județene aproape că nu mai există niciun card, sau vă dau un exemplu, Vâlcea săptămâna trecută avea 1000 de carduri la un număr de asigurați din tot județul, deci foarte puțin. Și să știți că niciodată nu cred că se va întâmpla ca la casa de asigurări să nu existe niciun card, pentru că știm foarte bine un număr destul de mare de cetățeni sunt plecați în afară și care probabil că își vor lua cardul atunci când vin în țară, fie în concediu, fie când au o nevoie. Tocmai asta vreau să vă întreb. Cardul de sănătate este dat fiecărei persoane, fiecărui cetățean al României, sau doar celor majore, sau cum se face? Este dat persoanelor care erau asigurate sau coasigurați la momentul când a fost începută tipărirea cardurilor. Deci se poate ca să primiți cardul, dar la acest moment să nu mai fiți asigurat. Și atunci cardul nu este funcțional. Da, pentru că nu este plata asigurărilor. Dar pentru copii mă gândeam. Nu, pentru... între 0 și 18 ani nu există card. Și atunci cum se face? Serviciile le primesc ori de câte ori au nevoie, pentru că la copil îi dai servicii atunci când are nevoie, cu sau fără card. Și în momentul în care plinești 18 ani, Casa Națională îți emite card. Și serviciile acestora care sunt minori sunt înscrise tot în sistemul acesta noastră? Sigur, sigur. Dar în sistemul informatic sunt absolut toate serviciile. Au existat voci care au spus, în special de la medicina de familie, că ar fi trebuit să existe card și la copii. Poate că da, poate că nu. Greu de spus care ar fi soluția ideală. Sau poate ar putea fi înscris pe numele, pe cardul părinților sau autorului. Poate fi trecut pe numele părinților. Deci ne gândim oricum în timpul următor la o soluție și pentru persoanele cuprinse între 0 și 18 pentru ani. Pentru a răspunde la alte critici care au fost aduse acestui proiect de card național de asigurări de sănătate, mulți spuneau că prin introducerea acestui card de sănătate se creează o bază informațională foarte mare unde sunt stocate tot felul de date. De asta ne-ați lămurit că nu se poate fi date legate de bolile fiecărei persoane, decât dacă respectiva persoană dorește. Dar eu vreau să vă întreb, cum este asigurată siguranța acestei baze de date? Aveți o garanție că aceste date nu vor fi distribuite, eu știu, cuiva care dorește să facă rău sau celor rău intenționat? Baza de date este a tuturor cetățenilor care sunt asigurați. Deci există la nivelul casei naționale și cel puțin până la acest moment avem un număr de aproximativ 18 milioane de cetățeni care au interacționat cu sistemul mai devreme sau mai târziu. Sigur că tot sistemul informatic este extrem de complex, extrem de mare, este la nivel național, niciun alt stat nu are un sistem informatic la nivel național, pentru că de regulă în alte state sunt mai multe case de asigurări și atunci fiecare casă de asigurări are sistemul ei. La noi există în Casa Națională și casele județene, dar sunt în același sistem, sistemul este la nivel național. Un sistem integrat. Ori acest sistem național, sigur că este de dimensiuni extrem de mari, aproape greu de imaginat, și totuși funcționează. Și totuși el a funcționat, e adevărat că a avut și perioade când a reacționat mai încet, dar odată cu utilizarea cardului, sistemul nu a căzut sau nu s-a întâmplat să nu funcționeze nicio zi. Într-un anume interval a răspuns mai greu. Au fost intens. Dar depinde foarte mult și de cei care îl utilizează. De câte ori apasă pe un buton și de câte ori apasă pe un buton greșit. Un sistem informatic, dacă nu-i spui ce trebuie să facă, el nu știe să aleagă. Și pot să vă dau câteva exemple. După 1 mai, când a început folosirea cardului, au fost medici care introduceau cardul de câte ori făceau o manevră medicală. Îl introduceau, îl scoteau. Sistemul nu știa ce se întâmplă. În momentul în care introduci cardul în cititor, s-a făcut conexiunea cu unitatea de management
și din acel moment se înregistrează serviciu medical. Dacă îl introduci, îți iau tensiunea, îl scot, îți mai pun stetoscopul. Sistemul nu știe ce să facă. Exact. Iar la farmacie... N-a existat din partea noastră a casei de date un program de pregătire a cadrului medicale în sensul acesta? Nu a existat un program, să zicem, foarte clar definit. În momentul în care am început distribuirea cardului, în continuu am spus ce anume trebuie făcut. A existat un număr de 17 cititoare, al căror soft era compatibil cu softul cardului. Și le-am afișat pe site-ul Casei Naționale și fiecare furnizor de servicii a putut să-și aleagă din acele 17 modele, modelul pe care l-a dorit în funcție deci de... Nu e un soft, un program unic, sunt mai multe. Nu, pentru card este un soft unic. Pentru cititor nu puteam să punem doar unul pentru că am fi fost acuzați că avem un parti pris cu acel furnizor de cititoare. Și atunci am lăsat piața absolut deschisă. Câte cititoare au venit și au fost compatibile cu sistemul, atâtea au intrat pe piață. Dacă mâine mai vin încă 5 tipuri de cititoare compatibile cu sistemul, sunt libere să intre pe piață, nu au niciun fel de opreliște. Piața liberă, da. Mai trebuie spus un lucru și pe care cetățenii, pacienții l-au simțit. În momentul în care am ajuns în cabinetul unui medic, a trebuit să aștepte mai mult pentru că se spunea că nu funcționează cardul, că sistemul este blocat, că PIN-ul a fost uitat, că se introduce greu și așa mai departe. Încă de la distribuirea cardului am spus în continuu că acest card trebuie folosit. Deși nu era obligatoriu la acel moment până la 1 mai, dar în continuu i-am rugat și pe furnizorii de servicii și pe pacienți să meargă cu cardul și să fie folosit cardul. Noi eram la fel de interesați ca toți furnizorii de servicii să vedem unde sunt problemele în funcționarea lui, să vedem care sunt neajunsurile, pentru că dacă nu le știm, nu putem nici să le remediem. Vă spuneam că casa are acest sistem informatic, dar fiecare furnizor are propriul lui sistem informatic. Și trebuie să existe o interfață care să facă legătura între sistemul dumneavoastră ca furnizor și sistemul Casei Naționale. Dacă această interfață nu funcționează, niciodată nu o să se facă legătura între cele două sisteme. Și atunci se spune, nu funcționează sistemul casei. Acest sistem al fiecărui furnizor este întreținut sau conceput de un administrator de soft sau nu știu cum să-l denumesc, de cineva care se pricepe. Noi am insistat de foarte multe ori și am fost prin țară și am făcut demonstrații încercând să adunăm furnizorii de servicii medicale din țară să vină să le arătăm cum funcționează cardul, ce anume trebuie făcut. Au fost furnizori care au venit, au fost administratori de rețele care au venit, au înțeles lucrurile, ne-au întrebat și împreună am încercat să răspundem și să găsim soluția de a funcționa. Alții n-au dorit să vină. Vă dau un exemplu pe care l-am dat și altă dată când am fost la diverse posturi de televiziune. Un furnizor de servicii de IT are în grijă 150 de spitale. Și ne-am gândit noi că acele 150, dacă nu vor funcționa la 1 mai, va fi o problemă. Au venit cei care administrează cele 150 de spitale ca și rețea informatică, aveau foarte multe întrebări, foarte multe nelămuriri și după discuțiile cu IT-știi casei s-au rezolvat toate problemele. De aceea de fiecare dată am insistat să fie folosit cardul ca să vedem unde sunt problemele. Mai mult decât atât, am organizat întâlniri doar cu IT-știi, cu administratorii de rețele, să vină și să ne spune, uite, eu întâlnesc această problemă, cum o rezolv? Discutând cu partea tehnică acasă, sigur că se găseau și soluțiile de rezolvare. Dar acești administratori de rețele ai furnizorilor ar fi trebuit să îi învețe pe furnizorii de servicii medicale să utilizeze sistemul.
În general, doctorii se pricep la medicină, mai puțin la IT. Și atunci, dacă nu îi arăți ce trebuie să facă, sigur că nu va ști. De aceea vă spuneam mai devreme că una din probleme era de fiecare dată când vreau să fac o manevră medicală, introduceam și cardul. Sistemul blocându-se că nu știa ce trebuie să îți răspundă. Da, o administrare neconformă și e clar. Sigur, da. De exemplu, Lituania a introdus cardul de sănătate, dar i-a obligat pe toți să cumpere un singur fel de cititor, pentru care ei și-au asumat absolut toate problemele și bune și rele. Și o soluție mai bună din punct de vedere practic? Au funcționat la ei cu mult mai puține contestații decât la noi. Fiind unul singur, fiind luat de către autorități, multe din neajunsuri au fost rezolvate. Dar vă dați seama ce ar fi însemnat la noi, să zicem, doar ăsta este bun. Era clar că de a doua zi cineva are un partipric, cineva vrea să-l favorizeze. Nu putea să faceți apel la una dintre structurile statului care să vă ofere un suport tehnic, nu știu, mă gândesc la servicii tehnice care să poată oferi o astfel de bază? Probabil că da, dar până la urmă totuși trebuie să lași piața deschisă și să se selecteze lucrurile bune. Sigur, dacă există un singur fel, doar pe ăla te concentrezi, probabil că rezolvi problemele. Probabil că sunt mai puține sincope în funcționare. Ce vreau să vă mai întreb, dumneavoastră ne-a spus la începutul emisiunii că ați preluat un sistem nemțesc și l-ați adaptat realităților actuale românești. Da, așa este. Ați creat un sistem românesc. O parte bună din cetățenii României sunt în prezent plecați în Italia, în Spania și în alte țări europene sau chiar și pe continentul american. Ei, ca și cetățeni români, unii dintre ei beneficiază de acest card de sănătate. Este funcțional acest card de sănătate și în afara României? Nu. Acesta este un card național și este valabil doar pe teritoriul României. Există cardul european care este valabil în spațiul Uniunii Europene. Dar acest card european are o valabilitate de 6 luni. Acum vrem să o mărim această perioadă la un an de zile. Vă spun și de ce nu aș vrea să fie o perioadă foarte lungă. Și cu acel card european primești serviciile de urgență din spațiul european. Deci doar serviciile de urgență? Doar serviciile de urgență pe baza cardului. Deci nu e un serviciu complet de asigurare? Nu este un serviciu programat. Da. Un serviciu programat este pe un formular și are un cu totul alt traiect decât cel cu cardul. Cardul european l-am în buzunar, m-am dus în nu știu care țară din spațiul Uniunii Europene, am o problemă urgență, mă duc la un furnizor de servicii și îmi acordă servicii pe baza acelui card, iar noi ca și Casa Națională le decontăm casei de acolo. Asta aș vrea să înțeleagă cei care sunt în afară sau cei care se duc la tratamente în afară. Noi decontăm casei de acolo și nu decontăm furnizorului de servicii sau persoanei respective. Deci decontarea este, decontarea este între case și da, decontăm atât cât decontează casa din țara respectivă furnizorului de servicii medicale. Deci cât vă raportează casa da, din dacă țara respectivă, nu asta e decontat. Casa de acolo îmi spune că a decontat 100 de euro, eu decontez 100 de euro. Dacă serviciul a costat 120, eu nu pot deconta mai mult decât 100. De cât decontează casa de acolo, da. Foarte mulți furnizori de servicii din afară au contracte cu casa de asigurări, fie în procent de 100%, fie de 80, de 50, depinde cum și-au negociat aceste contracte. Și atunci noi decontăm doar cât decontează casa de acolo, restul este pe cheltuiala asiguratului. Da, ce vreau să vă mai întreb, mulți au fost împotriva acestui card de sănătate și știți toate argumentele care s-au adus împotriva acestei inițiative. În cadrul acestei contestații, spunem, s-a născut și o propunere și anume s-a spus ca în cazul cardului național de asigurări de sănătate să se facă o alternativă așa cum există pentru pașaportul românesc. Există posibilitatea de a avea un pașaport normal, dar dacă se dorește pentru a nu avea acel pașaport digital, se poate face un pașaport simplu, dar limitat în timp și bineînțeles cu limitările de rigoare având de acces în unele țări care solicită respectivul pașaport. Există și pentru card o astfel de alternativă? Sigur.
A existat o dezbatere publică în primăvara aceasta, unde au participat un număr destul de mare de cetățeni. Unii erau pro-card, alții erau împotriva cardului. Bun, nu vreau să folosească cardul din motive de conștiință, din motive de religie, deși nu știu vreo religie care să interzică cardul. Am respectat voința... Trecând peste acele, să spunem, acronime care sunt create sau alte astfel de situații, probabil că unii s-au gândit la acest risc de a avea întregul lor istoric medical înscris într-un card. Sau de a avea... Deci, în acea dezbatere publică erau tot felul de reproșuri la adresa noastră autorităților și a cardului că conține nu știu ce chip, că acel chip nu știu ce influență are asupra organismului, că dacă citești invers decât card înseamnă drag, nu are absolut nicio legătură și nicio bază fundamentată. Am spus-o de la bun început că nu conține date medicale, că nu poți să ai acces la dosarul electronic al pacientului. Dacă nu ești tu posesorul cardului, cardul nu te iradiază, nu îți face absolut nimic. Este mai inofensiv decât un telefon mobil. Dar cardul de sănătate în comparație cu un card bancar, cam care ar fi diferența? Diferența... Pe cardul bancar, oricum există date. Nu cred că există vreo diferență, cu excepția faptului că acest card de sănătate nu are pe el trecut o sumă. Adică nu poți să-l folosești la bancomat. În rest, funcționează ca și un card bancar. Deci atâta timp cât eu am un card bancar și îl folosesc, dar nu doresc să folosesc cardul de sănătate. Chiar nu înțelegeam de ce. Bun, și am respectat voința celor care nu doreau cardul și le eliberăm o adeverință care este valabilă 3 luni de zile. Deci ăsta este inconvenientul pentru cei care nu doresc cardul, că la fiecare 3 luni trebuie să-și reînnoiască această adeverință. Și cine o eliberează? Casa de asigurări. Da. Așa. Și de ce 3 luni? De ce nu 6 luni, spre exemplu? Păi... 3 luni pentru faptul că dacă până astăzi ai plătit asigurări de sănătate și de mâine nu mai plătești, ai dreptul la servicii medicale 3 luni de zile. Ah, deci e limitată de niște aspecte financiare. Sigur. Absolut. Da, da. Absolut. Și o logică financiară este aceasta. Toată lumea trebuie să înțeleagă că serviciile medicale sunt costisitoare. Că pentru a putea deconta servicii medicale trebuie să și colectezi bani. Altfel nu ai de unde. Și așa cum știm, dacă nu ești plătitor de servicii, de asigurări medicale, nu poți să beneficiezi nici de servicii. Valabil și în România, și în Germania, și în oricare alt stat. Dar rămânând aici la partea aceasta cu adeverința, în cazul unei persoane care nu dorește card, din cauza, eu știu, conștiinței, tradiției, etc. Deci ea poate să beneficieze de toate serviciile medicale furnizate de diferite unități, dacă merge la casa de asigurări și cere o adeverință. Prima condiție este să plătească asigurări de sănătate. Dacă a plătit. Dacă a plătit asigurările de sănătate, casa județeană, pe teritoriul căruia și are reședința, îi eliberează această adeverință valabilă timp de 3 luni. Și această adeverință funcționează ca și card. Și există un număr limitat de adeverințe sau poate să aibă oricâte adeverințe dorește? Adică din 3 în 3 luni continuu. Nu, la fiecare 3 luni trebuie reînnoită. Și poți să mergi așa ani de zile. Nu? Deci nu există o limită la aceste adeverințe. Până când îți schimbi motivele de conștiință sau de religie sau de ceva. Să știți că au fost persoane și nu puține care inițial au refuzat cardul și după o vreme au venit și au spus da, m-am gândit, doresc cardul. Ok, l-am eliberat cardul. Până la urmă este voința omului. Dar nu tocmai în ideea de a avea acces și la o alternativă. Sigur. Și acum vreau să vă întreb dumneavoastră... Dar alternativa asta este puțin mai incomodă pentru posesorul adeverinței, că la fiecare 3 luni trebuie să ducă și să ceară o adeverință, și poate să fie coadă și așa mai departe. Dacă într-un sat sau într-o comună, da. Sau e mai puțin comod. Ce vreau să vă întreb? Dumneavoastră a subliniat tot timpul acest aspect, să fie plătite asigurările de sănătate. În cazul în care avem un cetățean român
care, din păcate, nu a reușit să aibă un serviciu și nu și-a plătit asigurările de sănătate. Sistemul românesc îi garantează accesul la servicii medicale, măcar cel de urgență, da, sau cum sistemul e prevăzut? Sistemul românesc, spre deosebire de alte sisteme care sunt mult mai restrictive, îi asigură situația de urgență și îi asigură și un pachet minim de servicii medicale. Deci nu doar cele de urgență? Nu doar cele de urgență. În afară, dacă nu ai asigurări medicale, ai doar cele de urgență și cele de urgență atâta timp cât viața nu ți este pusă în pericol, după care lucrurile se opresc. La noi există și acest minim de pachet de servicii medicale care îți dau drept. Deci un minim la care orice cetățean român, indiferent de faptul că plătește sau nu aceste asigurări, are acces. Dar să știți că poți să beneficiezi de asigurări de sănătate dacă nu ai un venit provenit dintr-o angajare sau din ceva, plătind acele asigurări din, te duci la casa, la ANAF și plătești asigurări de sănătate la salariu minim pe economie. Care e o sumă minimă. Până la mărirea salariului erau 45 de lei pe lună. Deci 45 totuși o sumă destul de mică, dar care îți dă dreptul la servicii medicale. Deci cu acești 45 de lei pe lună ai servicii complete. Ai servicii complete, în cazul în care nu plătești nimic, ai acel minim pe care ți-l spuneam mai devreme vis-a-vis de cardul european. De exemplu, dacă plătești asigurările de sănătate din mână, te duci la Circa Financiară și plătești acum vreo 50 de lei, parcă. Ai dreptul la asigurări. Ai dreptul inclusiv să ceri cardul european. Da? Deci, plătești asigurări din mână, luna asta, luna viitoare. Cei 45 de lei care sunt. Da. Te duci în Europa, îți ceri cardul european, ți se eliberează acest card european în 7 zile. Pentru că dumneavoastră sunteți conectați la celelalte case de asigurări. Și, sigur, poți să verifici, da. Că ești asigurat și iau cardul, deci nu se pune problema. După care nu mai plătești asigurări, da? Dar noi îți dăm servicii. Și atunci nu e corect. Deci asta este un abuz, înțeleg. Deci, de fapt, ei vin în România, plătesc aici 45 de lei. Nu spun doar de cei care vin în România sau de cei care sunt în România. Sunt persoane care plătesc o lună, două, trei din buzunar, după care nu mai plătesc asigurări, au card european, se duc și se tratează afară. Și atunci perioada trebuie să fie limitată. Pentru că altfel, în țară plătește asigurări pentru 3 luni de zile și afară beneficiază de servicii medicale un an de zile. Nu este corect. Și serviciile le contați dumneavoastră prin casă? Sigur, le decontăm noi prin casă, da. Și atunci întotdeauna punem în opoziție cel care plătește asigură și cel care nu plătește asigură. Și nu puteți face nicio inițiativă în care să limitați o astfel de practici? Păi, inițiativa este a Directivei Europene cu 6 luni de zile, dar există tot felul de comentarii și de critici că de ce nu e o perioadă mai lungă și că la fiecare 6 luni trebuie să ceri un card european. Există și motivație pentru care perioada trebuie să fie foarte scurtă. Da. Pentru cei care plătesc asigurări tot timpul, sigur că este un inconvenient. La 6 luni să te duci să-ți ceri încă un card. Dar pentru cei care nu plătesc... Chiar vreau să ajung aici să vă întreb. Ați vorbit de necesitatea acestui card, în special pentru a putea controla întreaga activitate medicală, atât din punct de vedere al pacientului, cât și al furnizorului de servicii medicale. Și bineînțeles a controla această activitate pentru a stopa eventuala evaziune sau furtul din sistem. Nu. Noi vrem să decontăm doar acele servicii care efectiv au fost acordate. De serviciu real. Da. Și acum v-aș pune o întrebare foarte practică și pragmatică. De când ați început dumneavoastră să aplicați acest sistem prin introducerea cardului național de asigurări de sănătate, ați constatat o diminuare a acestor cheltuieli sau aveți deja o statistică în sensul acesta? Există efecte benefice? Deci ne uităm în continuu ce se întâmplă. Noi dacă ne uităm în sistem în continuu sau în orice moment vedem ce se întâmplă la fiecare furnizor de servicii medicale în parte. Bun, la sfârșitul lunii mai, după ce a fost raportat luna mai ca și servicii medicale, am făcut o comparație cu luna aprilie. Și a fost o diminuare de servicii medicale considerabilă și ca sumă aproximativ 91 de milioane de ron, ceea ce nu este puțin. 91 de milioane? 91 de la milioane o lună la cealaltă. După prima lună de funcționare a cardului.
E o sumă considerabilă. Da, este o sumă considerabilă, care chiar dacă fondul casei pentru un an de zile este de 5 miliarde și jumătate de euro, 20 de milioane de euro înseamnă totuși ceva. Mă gândesc că acestea 91 de milioane pe o lună, dacă pe o lună, se da, mulțesc cu 12, se ajunge la o sumă enormă. Da, acum probabil că nu se va întâmpla să scadă în fiecare lună cu acest număr de servicii sau cu această sumă, pentru că la un moment dat se va ajunge la un nivel, să zicem, cât de cât real al nevoii de servicii, da, medicale. Făcând comparația, cam în fiecare lună înseamnă că s-a și pierdut această sumă, 91 sigur, de milioane de roni, da, de lei. Și atunci 91 de milioane înmulțit cu 12 luni pe an, da, este o sumă, da, deja mergem către... Numai că, încă o dată spun, această scădere nu se duce în continuu. La un moment dat, deci există o pantă a scăderii, numărul de servicii, care dar se va ajunge la o orizontală, deci la nevoia reală de servicii medicale. Dar până se ajunge acolo, există această scădere. Sigur, fiecare leu economisit înseamnă ceva. Înseamnă servicii mai bune? Înseamnă servicii, în primul rând, acordate celor care au nevoie și când au nevoie. Acei bani rămân în sănătate, nu se duc în alte parte și putem acorda un număr mai mare de servicii sau putem introduce medicamente noi care sunt costisitoare. Da. Sigur că acei bani rămânând acolo sunt doar pe servicii medicale. Sau o dotare mai bună a spitalului, sigur, care sunt de stat pentru că serviciu. La spitale noi nu putem să facem dotarea sau să plătim noi salarii, pentru că noi decontăm serviciile medicale. Atunci unitatea și din contractul cu casa, un spital trebuie să-și plătească salarii, să-și plătească utilități, să aibă act de, adică să aibă bani pentru actul medical, să se dezvolte și așa mai departe. E un management propriu fiecare unități. Sigur. Este ca orice societate. Ai un capitol de venituri și unul de cheltuieli. Da. Dacă cel de cheltuieli nu depășește veniturile, e în regulă. E bun. Pentru că ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni, aș vrea să vă întreb un aspect mai problematic pe care l-ați invocat deja de noastră mai devreme. Și anume faptul dacă prin acest card național de asigurări sănătate se înțelege că cei care au acest card, pentru că s-a presupus uneori acest lucru, ar fi de acord deja cu donarea de organe în cazul în care ei, da, sunt într-un accident. Și aici vreau să vă întreb cum funcționează asigurarea unui cetățean atunci când el suferă un accident și poate nu are cardul la el și cerul are cardul în procesul de donare de organe. Deci, în momentul în care ai un accident, Doamne ferește, nu dorim nimănui, la acel moment nimeni nu stă să se uite nici după card, nici după ce alte boli ai mai avut în trecut. Orice spital, orice medic încearcă să rezolve problema acută. Și apoi vedem ce se mai întâmplă, dar important este să îl stabilizezi și să-i acorzi atunci serviciile. Bun, deci la urgență nu ai nevoie de card. Da. La vis-a-vis de donarea de organe, dacă vrei să fii donator de organe și vrei să fie inscripționat pe card, nu este suficient să-i ceri medicului de familie să-ți treacă, da, sunt donator, trebuie deci să existe... ca la boli, când poți ceri medicului nu, de familie. Nu. Trebuie să existe o declarație notarială în care se spun, eu cu nume și prenume doresc să fiu donator de organe într-o anume situație. Și această declarație se face în fața unui notar. Și această declarație este la notar. Și se depune la casa sau cum e? La medicul de familie, pentru că el îți inscripționează pe card această dorință a ta. Sigur, dacă te răzgândești după o perioadă, acea cerință expresă poate fi anulată. Acum, adică nu e pentru totdeauna. Ai făcut o cerere, apoi te-ai răzgândit. Dacă nu te răzgândești, rămâne pentru totdeauna. Dacă te răzgândești, sigur că o altă declarație notarială vine și spune că cea dată înainte nu mai este valabil. Și se șterge din sistem. Se șterge de pe card, sigur. Da. Cei care au nevoie de un organ, deci au nevoie de un transplant de organ, fără donator n-au nicio șansă. În afară există o cultură destul de bună vis-a-vis de donarea de organe, la noi mai puțin, la noi se așteaptă până în ultima secundă dacă își dă acceptul sau nu își dă acceptul
familia sau cine mai poate să decidă la acel moment, uneori destul de târziu. Dar asta trebuie să se înțeleagă, că nu poate să existe transplant fără donator. Deci numai dacă există acordul donatorului. Sigur. Și clar. Cred că cu două săptămâni în urmă a fost ziua donatorului de organe. A fost și o slujbă de pomenire la Spitalul Fundeni, în biserica Spitalului Fundeni, și această pomenire a celor a donatorilor de organe a fost organizată de Asociația Bolnavilor Transplantați și de familiile donatorilor. Am participat la această slujbă și la această comemorare. Vă rog să mă credeți impresionantă. Da, deci familiile celor care au donat și cei care au primit. Da, da. Transplantul este strict legat de donator. Da. Pentru că chiar ne apropiem de sfârșitul emisiunii, o să vă rog să spuneți la câteva întrebări practice. În cazul în care una asigurată își pierde acest card, se duce la casa de asigurări, depune o cerere, și plătește 15,5 lei și nu-și dă seama de pierderea sau de furtul respectivului card decât în momentul când ajunge la medicul de familie sau la unitatea unde este tratat. Da. Este blocat pentru că au fost situații dacă are o situație de urgență, îi se acordă serviciile medicale. Așa cum spuneam, în urgență nu este nevoie de card. Dacă este o situație care poate fi reprogramată, se duce la casa de asigurări și depune o cerere, plătește 15,5 lei, îi se eliberează o adeverință care ține loc de card și în două luni de zile are un duplicat card. Al cardului. În cazul în care o persoană mai în vârstă sau mai neatentă sau care a uitat acel PIN, ce poate face? Care a uitat acel PIN sau PIN-ul a fost introdus de mai multe ori și a blocat cardul, cardul se poate debloca cu condiția ca furnizorul de servicii sau cel în cauză să solicite acest lucru. Și în cazul în care dacă eu mă duc, găsesc cardul dumneavoastră și mă duc să solicit deblocarea lui, nu mi-l dă nimeni pentru că această deblocare trebuie asumată de cineva. Și trebuie un act de identitate, presupun. Sigur. Deci de furnizorul de servicii, ceea ce înseamnă că furnizorul de servicii mă recunoaște că eu sunt, da, și cere el deblocarea cardului sau eu mă duc la casă cu buletinul și cer deblocarea cardului. Iar în cazul în care respectiv asigurat are doar adeverință, presupun că e mai simplu, cere o nouă adeverință. Dacă a pierdut, cere o nouă adeverință, sigur. Deci nu e acea adeverință se anulează și devine valabilă aceasta. Domnul președinte, pentru că suntem chiar la final, vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră ați fost și sunteți deja la al doilea mandat la președinția Casei Naționale de Sănătate, vreau să vă întreb cum vedeți evoluția acestui card național de sănătate și mai ales cum o veți vedea peste un an. Credeți că acest proiect va reuși cu toate, să spunem, micile probleme pe care le-a întâmpinat? Cum vedeți peste un an, peste doi, acest card? Am înțeles. Cardul trebuia introdus. Trebuia să devină modul de validare a serviciilor și de validare a calității de asigurat. Ar fi trebuit să devină mult mai repede. Asta este. De acum încolo nu e niciun fel de problemă și aș putea să garantez că peste un an de zile, probabil că acele multe probleme și complicate de la acest moment nu vor mai exista de niciun fel și dacă cineva ar vrea să îl oprească la acel moment, probabil că marea majoritate se vor opune. Devine un instrument funcțional, devine un instrument absolut necesar, ca și cardul bancar. La apariția cardului bancar nimeni nu-l dorea, acum cel mai simplu e să ai un card. A devenit o banalitate. Da, la fel s-a întâmplat și cu rețeta electronică când a fost introdusă. Nimeni nu dorea să existe rețeta electronică, nimeni nu vrea să folosească sistemul, iar acum este folosit fără niciun fel de probleme. Dar noi am spus-o de la bun început, că vor exista persoane decedate care primesc cardul. Vor exista persoane care și-au schimbat numele și primesc cardul pe vechiul nume. Vor exista probleme în folosirea cardului, pentru că este un sistem național, este un sistem
sistem mamut, aș putea să spun, și nu toată lumea este obișnuită foarte bine cu calculatorul, cu sistemele informatice și așa mai departe. Deci, într-un fel sau altul, anticipam 90% din problemele apărute. Această reticență. Dar întotdeauna am spus, haideți să fim în echipă, și pacient, și medic, și noi autorități. Și dacă discutăm și dacă încercăm să-l înțelegem pe celălalt, cu siguranță lucrurile vor merge bine. Domnule, vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în emisiune și v-aș ruga să adresați telespectatorilor noștri un gând, în special celor care sunt încă nehotărâți în ceea ce privește cardul național de sănătate. Pot să am două gânduri. Vă rog. Deci primul ar fi că le doresc sănătate, le doresc să nu aibă niciodată nevoie de card sau de sistemul de asigurări. Dar dacă totuși se întâmplă să aibă, să se adreseze medicilor cu mare încredere, pentru că avem un sistem medical cu medici foarte bine pregătiți, nu sunt mai buni cei de afară decât cei de aici, probabil că la infrastructură stăm ceva mai puțin bine decât cei de afară, dar se pot rezolva în țară absolut toate problemele pe care le au cetățenii. Și al doilea gând ar fi să aibă puțină înțelegere vis-a-vis de această perioadă de început a cardului, când sigur în cabine trebuie să stea mai mult, au mai uitat PIN-ul, l-au încurcat, au uitat cardul acasă, dar cu înțelegerea tuturor depășim și aceste momente. Vă mulțumesc mult și vă aștept și la alte ediții ale noastre. Și eu mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Dragi telespectatori, cu speranța că împreună am înțeles mai bine care este rolul și mai ales importanța implementării acestui proiect al Cardului Național de Asigurări de Sănătate, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Pe curând!